Salut și bine v-am găsit la un nou episod din GTA Online, aici cu Pisica și cu Mihai. Bună! Salut! Și astăzi vom porni la drum cu mașinunțele noastre de Batman. După cum știți, avem niște mașini destul de superbe, doar că a mea e puțin zgâriată, trebuie să o duc la garanție, pentru că nu știu ce s-a întâmplat. Mihai are un Dodge pe mașină, după cum vedeți, și Pisica a făcut-o un roziatic, așa, nu știu ce... E un negru cu roz. Un negru cu roz, foarte interesant. E vin. Așa, nu uitați să apăsați butonul de like dacă vă place seria noastră de GTA Online și dacă mai vreți, bineînțeles, episoade. Știu că v-a plăcut data trecută o grămadă episodul respectiv. Dar știți ce am mai făcut noi de foarte mult timp? Hai să vă zic. Ruleta rusească. Da, nu, eu nu țin mașina aici. Bă, adevărat, hai să ne scoatem mașinile de aici pentru că o să bubuie și nu aș vrea să bubuie să ne distrugă mașinile. Să pierdem timp să... Aici, uite, exact, exact, uite aici e perfect de parcat. Așa, hai să facem ruleta rusească. Eu zic că e super șmecheră. N-am mai făcut de mult, adevărat. Da, chiar a trecut ceva. Nici nu mai mi-aduc aminte. Trebuie să scoateți pistolul, dar ce pistol? Că eu nu mai am pistolul ăla cu amortizor. Cum nu-l mai ai? Nu-l mai am pentru că mi l-a schimbat în ălalalt. Mi l-a upgradat în ăsta. Vrei să-ți dau un pistol? Ha? No, eu nu... Hai că și eu caut. Dar tu ăla-i alt pistol, ăla-i un pistol care trage automat. Îl am și eu pe ăla. Păi dacă ăsta folosește-l. Ce pistol e ăla? Habar n-am. Ai ăsta, dar eu n-am amortizor la el, mă. Vintage pistol. Ia uite și pe ăsta. Uite-mă, uite-mă că am amortizor. Deci un pistol cu amortizor care trage așa, click, știi? Gen să nu tragă... Ok. Cine-i primul? Hai că mă duc eu primul, da? Deci care e regula la jocul ăsta? Fiecare trebuie să tragă, de exemplu, eu trag un glonț, următorul trage două glonțe, următorul trage trei glonțe și la cine bubuie ăla pierde, corect? Da. Ok, hai să vedem. 1. Următorul. 1, 2. O să vadă că ei trag în jos pentru că e un bug, dar ei de fapt trag unde trebuie. 1, 2, 3. Asta vreau să zic și eu. Se vede ciudată, Iurea, că 1, 2, 3, 4. Am scăpat. Pisica. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Hai, Mihai. Hai să vedem dacă la Mihai bubuie. Ce înseamnă asta? Ce-am făcut? Mamă. Nu așa se trage, Mihai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hai! Nu! No! Sigur. No! Fii atent, primul gonț. Bă, mi-a părut bine să vă cunosc. Salut! Mi-a părut bine, salut! Pa, Max! Pa, pa! Sunteți gata? Aaa, mi-a dat foc! Nu-mi da foc, mă, că vine poliția. Hai că n-avei. Sunteți gata? 1. Câte trebuie să dau? 7. 7, da. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bă, m-a speriat, mi-am luat jumpscare, ai nebunit. Oh my god, mi-am luat jumpscare, ai nebunit. Ok, hai că mă întorc înapoi. Bă, dar e prea șmecheră ideea asta, nu știu cum ne-a venit. Ne-a venit ideea asta într-o zi, așa random, și zic, bă, hai să încercăm. Și de atunci știu că v-a plăcut foarte mult ruleta rusească când am făcut și am mai continuat, am mai făcut în unele episoade. Dar, da, de ce nu? Ce? Ia să vedem. Merge să spui mașina lui Batman? Nu. Nu? No? Nu merge să spui, a, da, parcă am testat odată. Da, el nu era în episodul ăla, când am filmat noi. Parcă? Sau parcă era? Nu mai știu. Da, era. Da, era? Cannot be used. Aaa, deci mașina lui Batman se spală. Nu se spală, e nespălată mașina lui Batman. Pleacă, Mihai, că miroase! Hai să mergem. Aoleu, Mihai, nu, ăla e un perete, Mihai, ăla e un perete, Mihai. Da, a fost. A fost. Așa. Nu uitați că în descriere veți avea link-uri către toate canalele, nu uitați să vă uitați și la ceilalți la videoclipuri, de exemplu, dacă vă duceți la Mihai, o să vedeți video meu și al lui Pisica în descriere, dacă vă duceți la Pisica, o să vedeți video meu și al lui Mihai în descriere și tot așa, știi, să treceți și pe la ceilalți, pe la videoclipuri. Rip camion. Și o să vedeți în descriere și Instagram-urile noastre, dacă vreți să ne dați acolo un follow. Insta rachetă. Insta rachetă. Zboară. Mamă. Mamă, deci eu pot să fac wheelie cu mașina asta dacă vreau. Deci face wheelie lejer. Lejer. Da. Hai să mergem vreți să mergem la Hollywood? La Hollywood. La studiourile Hollywood, acolo unde se filmează filme de astea nebune. Oare găsim ceva? Hai să vedem, hai să vedem, uite. Băieți, așteptați-mă! Hai că te așteptăm, unde ești? Nu știu unde ești. Aici. Ai încă la haine acolo. Nu-mi zic că te-ai oprit la haine acum. Ba da, am văzut o bluzită. Oh my god!
Era reducere de Black Friday. Hai, hai, aolei, Black... Adevărat cu Black Friday. Uite, uite-l pe ăsta, uite-te la el, uite-te. Îl vezi? Are bă, nu, 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 nu. Bă, tu, voi îl vedeți pe ăsta care are jumate de pantaloni de extraterestru pe el? What the fuck? Mamă, ce-mi vine să apăs pe click? Prietene, ce scup... Aoleu, s-a luat, s-a de mine. Alo. Uite ce tu pe este. Ia. Bă, da, cu, și-l voi îl vedeți cu picioarele de extraterestru? Da, da. Omul jumate... Aoleu. Jumate extraterestru, jumate om. A, că ți-ai pumn... Aoleu, ce pumn ne-mi da. Ce sunet a făcut când și-a primul cică? Gata, da, stai da. Jos, prietene, că ți-ajunge. A, să-i bani acolo, n-am eu treabă cu el. Dar vine poliția, stai să-mi dau Securo Serve. A, păi ce după mine? Păi hai că vă bag în organizație pe amândoi și dau... hai, dați friends, dați join. Și vă dau eu... Da, dau eu bribe la toți. Ai intrat? Ați intrat amândoi? Da. Gata. A, uite-l pe Mihai acolo, e frică. Vine salvarea după ăla sau ceva? Hai să vedem cine e aici. Pe asta de filmare, văd că... Bă, sunt oameni aici. Uite-l pe ăsta în extraterestru, uite. Îl vezi? Mai unul? Da, 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 și gen, e, n-are masca pusă. Filmează ceva gen extraterestru, uite. Da, da, vorbește cu producerul. Ce șmecher! Dar, uite, ocazional poți să găsești chestii de genul, dar se întâmplă să nu găsești deloc. Da, câteodată nu e nimeni aici. Și uneori sunt ăștia, mă, cum îi zice, astronauți. Mai știți că n-am găsit astronauții ăia? Și acum să extraterestri, uite încă unul aici. Crezi că e momentul să te... Nu arăți ca un astronaut acum, Max. Doamne. Da, eu da. Bă, adevărat, eu trebuie să-mi scot ăla de pe față, că arată super ciudat. Ce? Toată devenit agresiv. Care? Ăla? A, toți? Bă, și extraterestrul agresiv. Ia zi așa că rămân aici. Ia, să urcă la... Bă, lul, se bată între ei! Bă, ce bun! Hai, pe cine pariați? Eu pariați pe... Pe cine pariați? Să înceapă pariurile. Pe tipul cu șapcă. Tipul cu șapcă? Câți bani pe ești tipul cu șapcă, ia zi? Un milion. Un milion pe tipul cu șapcă? O, ia, căzut șapcă, acum are care... Knockout! Oh, what the fuck? Ia pun pariu pe Max. Frate, ăsta... Cu șapcă. Fără arme, da? Frate, pe bune? Adică l-a bătut pe ăla și venea după mine, gen, ce? Cum ar fi să poți să arunci cu cuțite în GTA? Ba, ce șmecher ar fi. Stai, nu vă băgați, nu vă băgați! Eu duci pe Mihai și arunc fața. Pari pe psica. Ce faci, Max? A, nu am vrut să trag. Am vrut să-i dau foc, dar n-am mai am de ăla combustibil. Stai că am de ăsta. Crezi că... Am eu jerichen. Bă, polițistul ăla a tras în ăsta sau cine tras în... Da? Ba da! Pe cine amenință cu armă? Nu știu, nu... Pe nimeni, pe mine nu! Stai că scriu... Pe ăla! What the fuck? Stai ce? L-am pușcat pe... L-a omorât pe extraterestru? Deci așa security a zis gata, e prea periculos. Jesus! Ăla era un actor, oameni buni! Nu e extraterestru adevărat! What the fuck? Just in case. Ok, hai să mergem, că ăștia-s nebune aici, frate, pe platou de filmări. Nu sunt sănătoși la cap, hai să plecăm. Hai să plătească ei gloanțe de cauciuc. Ce gloanțe de cauciuc? I-a sărit borșul din ăla, n-ai văzut? Doamne ferește, era plin de sânge pe jos. Iar gloanțe de cauciuc în GTA, când tragi în tine să te doboare, să crezi. Este taserul, dar adevărat, de ce n-au băgat taserul oficial în joc? Să fie de la... Ar trebui să avem și noi taserul, nu mai hackerii să-l aibă. Yeah. Cred că știu de ce, pentru că te dă jos și te imobilizează și nu mai poți să faci nimic. Și atunci da, cred că e o problemă. E amuzant, dar știi ce mi-a făcut un hacker odată? Da. Mi-a spawnat vreo 8 polițiști cu tasere în jurul meu și îmi dădeau un taser în continuu. Gen, eu nu mai puteam ridica de jos. Nu te-ai mai ridicat, ai murit, nu? Nu, dar nu muream. Nu muream, asta e faza, că nu muream. Gen, doar nu mai puteam să mă ridic, acolo am rămas. A trebuit să schimb sesiunea ca să pot să ies. Deci, da. Se întâmplă și chestii de genul ăsta. No, dar mașina asta lui Batman e prea șmecheră, frate. Deci e nebunie curată cu ea. O, scuză-mă! Aud tot. Deci aud tot, frate. Ce auzi? Ce? Da, știu. Eu n-au nimic, ce Max. Da, Max, așa. A, trebuie să schimbăm sistemul ăsta. Cred că o să trecem pe Discord, abar n-am, nu știu. E...
Skype-ul ăsta e oribil pentru chat. Recent a început de vreo câteva luni să fie rău. Nu înțeleg de ce. Te duc recent după câteva luni? Bă, recent, da. Adică în sensul că a funcționat perfect timp de câțiva ani. Așa cum ultimele update-uri noi, da. Nu înțeleg de ce nu rezolvi situația asta. Nu, cred că le pasă. Că nu foarte multă lume probabil se joacă și vorbește, știi? Noi suntem o excepție. Da, cred că o să-și piardă foarte mulți useri în felul ăsta, cred că toată lumea se duce pe Discord. Da, oricum, pe Windows 10, de exemplu, e foarte interesantă chestia că nu poți să ascunzi Skype-ul, gen, nu se duce acolo lângă ceas, rămâne mereu în bara aia de jos. Da, păi e default, l-au băgat default, că e Microsoft. Da, dar știi că are aplicație separată, ca aplicație de aia de mobil, cum ar veni, de Skype, și după aia ai și Skype care îl instalezi. Mamă! Sunt două, poți să ai două. Da, da. Ce-ai zis? Sunt cu roțile pe sus, eu n-am o treabă. Încerc să mă recuperez. Nu există. E mașina care nu se spală, cum vrei să te recuperezi? M-am recuperat, sunt pe stradă. Haideți la baza militară dacă vreți. Bă, la adevărat, sunt o grămadă de zone pe care aș vrea să le explorăm. Lola, săric, mamă, săracu. Farming Simulator scrie pe el. Sunt o grămadă de zone interesante pe care aș vrea să le verificăm, dar nu în episodul ăsta pe toate, că n-avem timp. Dar multe pe aici pe la țară și multe secrete și mistere pe care nu le-am dezlușit încă. Deci o să vreau să vedem chestia asta. Probabil într-un episod oarecare. Dar hai să vedem, deci fiți atenți. Cei care ați urmărit până aici veți avea un hashtag de folosit, dacă vreți să-l folosiți, da? Și hashtag-ul se numește ruleta. Hashtag ruletă, da? Deci dacă vreți să folosiți hashtag-ul ruletă, așa ne puteți demonstra că voi ați vizionat videoclipul până aici și dacă ați folosit hashtag-ul ruletă, nu uitați să lăsați acolo și un like. Apreciem foarte mult. Lacu! Lacu! Nu te duna apă, pisica, nu te duna apă! Știi, să... de-aia. Lacul ăla se mutește la... la. Mergem, hai în baza militară cu astea. Sunt în zonă, încerc să sar. Ah, adevărat, bă, s-a făcut un update și nu le-am arătat. Mașina mea s-a dus în PC. Vreți să vedeți ăla? Avionul? Da. Da, stai așa că... Nu mai am ieșit mașina și mă costă 20 de mii. Hai să-mi dau la mors, cred că l-am distrus. De fapt mașina e de... apa e de vină. Dai seama. Da, mă, s-a lansat un avion nou și noi nu l-am arătat. E un avion de dogfight, de luptă. Cred că l-am și cumpărat. Ce care dinți, am auzit. Are dinți? What? Da, apară dentar are? Nu cred. Măcar să fie spălat pe dinți și gen... Aoleu! Aoleu! Nu! Era să pic, era să ies din armată. Deci. Bună ziua, domnilor, cu arme. Hello! What the fuck? La hangar și ga... Hopa! Uite, mașina asta n-are nimic, decât dacă dai o rachetă în ea. Dacă dai o rachetă în ea, gata, s-a zis cu ea, dar gen, dacă nu, e... Da, n-are treabă. Ma! Frumos. Da, ce gândit. Bus. Nu, e prea caterincă, că se încarcă busul atât de repede încât n-ai treabă cu ea. Plot. Păi, nu să nu dai cu spatele. Nu, am ieșit pe cealaltă parte. Ok, hai că eu mă duc să-mi scot ăla de aici. Da, da, nu l-am tunat deloc, vreau să-l tunez puțin. Îl tunez foarte repede. Cu 45 ăsta? Enter with nearby friends and crew. Vă bag și pe voi dacă sunteți pe aici. Pe mine n-ai cum să mă bagi. Am fost luat fără acordul meu. Da, l-am luat forțat, obligat forțat. Stai să văd, cred că ăsta e de aici. O, da, ce distracție e afară! Stai că spun eu, deci dacă te duci pe... Bă, stai și încă... Dacă mă duc la Warstock, pe... 45 Nocota se cheamă. Nocota. Pe 45 Nocota. Cred că ăsta e, dacă nu mă înșel. Cred că ăsta e. Adică da. Nu arată foarte diferit față de altele, dar... Cred că e de acrobații, să știi. Nu e, lângă nu. Care arma mea. O, poate, dar e dogfight, mă, e gen de la... Da, ăsta e. Dar e de la manevrabil. Uite, aici poți să vezi cum mă tunez. Countermeasures... drop tanks. What the fuck? Nu-mi zic că poți să aterizezi pe apă cu ăsta. Nu cred. Cred că bombardamentale. Crezi? Handling, race handling, livery. Bine așa, tată. Le vezi când le schimb? Da, văd. Îmi place, alul. Cu dinți. Ce simpatic. Sunt mișto toate. L-a dispărut. Uite cu o fată, îi se văd chestii la fata aia. De. Ce mai e? Păi de ce ăsta cu dinți? Îmi place ăsta cu dinți și cu ochi. Da, dar schimbă culoarea la... Respray. What? Adică îți dă voie de fapt? Da. Ăla albastru cu... Nu știu. Să ai avea temă de rechin.
Ne? Dar boss-ul mai e deschis. Merge și asta. Să fie un rechin pe apă, gen. Da, da, da. Și partea de sus, nu știu. Nu poți să schimbi partea de sus deloc. A, nu nici la secondary color? Tu vezi pe aici, că fug? Da. Asta l-as așa. Ce mai am ceva? Weapons, primary weapons, homing. What the fuck? Mamă, ce sale? Nu știu. A, bine, le-am văzut în filme, știu ce fac, exit the hangar. Sper că mă scoate cu totul, nu? Da. Eu trebuie să ies manual. Stai. Uite, cam așa, aoleu. De ce a venit armata aici? Băi, ce nu sănătos. Nu știu. Ai, după pisica, vreau să o... Ai, pisica e cu tancul. Nu tragem cu acest lucru. Pisica a furat tank, serios? Nu pot să te iau... Stai să văd, stai să văd care e faza cu chestia asta, deci... Pisica mea, mașina? Posibil. Serios, nu știu dacă s-a mors. Bă, deci, am mis... Uite, trage așa. Și mai am gen missiles. Deci fac un test acum să văd dacă aterizează pe apă, de curiozitate. Deci e avion de la vechi ăsta. Deci testul suprem, aterizează pe apă? Nu. Deci răspunsul la întrebarea dacă aterizează pe apă este că nu. Da. Care e aia? Ors Mitchell a zis că mașina mea e distrusă. Nu pot să mă mor. De către cine? Nu se știe încă. Păi vezi, atunci nu m-am vinovățit, Mihai. Uite așa te simt, tot episodul, uite așa. Opa, ai uite, Mihai, cum sare. Hai să facem un transform de ăsta, home run se numește. Sau gauntlet? Nu, home run, hai că să e nou. Mihai, tu nu mai comenta. Sunteți gata? Da. O from current session, bam, bam, bam. Hai, vă aștept. Gata, mă. Gata, mă, nene, mă. Ia să-i văd, mă. Ia uite cum am intrat. Ia uite, șacali. Știu cursa asta. Nu știu, e o cursă pe care eu n-am mai jucat-o. Nu mi-arată cu văzut, deci probabil ai jucat-o tu. A jucat-o Mihai singurel. Singurel. Random online, n-am vrut să văd cum e. Adică făceam curse și asta a picat. Mai sunt câteva pe care tot așa nu le-am jucat pe video. Nu, adică eu ce opțiune nu le-am jucat deloc. Nici nu stăm la discuții. Custom Mix 80 Proto, adică ce vorbim aici, adică. Mihai are ochii roșii. Da, mă gândesc să-i schimb. Ai ochii roșii? Da, ești, așa. Ești obosit sau ce? Da, era bine. Da, și asta. Hai să vă văd. Bă, da, suntem în linie, nu înțeles. Iuță. Toate zim, toate bulinuțele astea o să fie perfecte pentru renderul meu. Mamă, care a intrat în mine? Eu. Ce bătaie ți-ai? Ce bătaie ți-ai, pisic? Păi oricum n-am vrut, pentru că mi-a băgat viteză mașina. Știu. Eram în spatele tău. Oh, fuck. Oh, e un teren de ăla de... Cum se cheamă? Baseball. Și ce trebuie să facem aici? Trebuie să te duci ca la baseball, mă. Da. Oh, fuck. Da, te duci pe checkpoint-uri dacă nu știi. Numai că... Cam largă, Mihai, cam largă. Și cu putin, nu trebuie să stai neapărat. Mihai! Cam largă. Bă, eu mă refer că a luat curba cam largă, ce... Bă, m-am blocat acolo. La ce te-ai gândit? Ce e aia? Oh my god, n-am ajuns până sus. A fost suficient de largă intrarea aia. N-a fost largă. Bă, cum e motorul ăsta? Obosiră de tot. Abia dacă a atins aia, gen. Și eram la viteză maximă, ciudat. Nu știu, urăsc când mă dă cu motorul. E așa rău. Nu-mi place pentru că îmi trage tastatura într-o parte ocazional. Doar la motor? Nu, dar la mașină mai redresez de la motor, dacă ți-a tras, te-ai dus. Ei, nu știu, n-am probleme de astea. Tu n-ai, eu am. Și avem aceeași tastatură, nu știu cum. Eu nu, nici. Tu n-ai aceeași tastatură, dar... Nu știu, trebuie să-mi schimb. Avionul ăsta încet. Dar tu erai în spate rău, dar ce-ai pusit? Recunosc nimic. Ce-a zis? Nu te aud așa de robotic, Mihai. E robot, Mihai s-a transformat într-un magician. Face magii. Bă, Mihai.
Te transformi așa ocazional. Mihai se transformă. Ieram sunat. Îmi place că s-au uite gen bucățele din cuvintele lui. Pe așa te auzit pe tine. Pe bune? Da. Să faci puzzle. Când e gălăgie, cel puțin, aud cât un cuvânt. Sau de ceva de genul. Eu trebuie să te duc ce a zis. Eu acum vă... Ceva de genul. Cam așa se întâmplă. Uite, Mihai. Ia, Ira. Ai văzut? Vezi că te depășesc. De ce? Eu Mihai, sunt ăla în spatele tău. Ah, lol, eu am crezut că e Mihai ăla. Și mi-a arătat degetul. Mi-a arătat degetul. Îți arăt și eu degetul, na, ia de aici. Fără fetele. Ia de aici, ia. Zi-mă, nene, ce-ai făcut de el? Ia de aici. Am crezut că e Mihai. Bă, de ce? Uite ce am făcut, uite, vezi, asta am făcut, exact asta. Mă dă câș. Wow. S-a dus în perete cu... Păi m-a dat câș. N-are nicio logic. Ai comis-o? Păi știi care e faza? Te-a pus să mergi fără roți, fără nimic, pe chestia aia, știi, să te tragi așa știu. M-am împins într-o parte. Da, te duce aiurea. Da, știu. Ui, bai, nu mă supor. Nu știu, eu mă distrez la curse, în general nu sunt genul care să se enerveze sau chestii de genul. Eu de obicei indiferent. La nu mai contează nimic. Mie mi se par pur și simplu distractive cursele să le faci, știi, și na, nu... La câte curse am făcut la GTA nu mai contează dacă știi că s-au pierdut. Da, exact. Da, dar sunt interesante să le vezi, pentru că uite cât de creativi au fost developerii ăștia, știi, când am făcut cursele. Acolo, iar elicopterul ăsta de nu mă enervează pe mine. La elicopter poate depășim pe pisica, hai să vedem. Da, poate depășim, o depășim. Dar nu te las, uite așa fac. Dar n-ai cum, că te-am depășit deja. A, lol, uite-mă, arăt ca o furnică. Aaaa! Mare, eu... Bă, Mari. Ce-ai făcut? S-a prăbușit elicopterul și nu mai pot să-l ridic. Am văzut și eu pe cineva care a pățit asta. Da, deci mi s-a lipit de pământ. Bă, dar cel mai... De lateral, de dreapta și da. Am dat bubuie, cred. Da, cea mai ghinionistă cursă pe care am avut-o până acum. Trebuie să-ți dai restart la bine. Știu. Asta e aiurea pentru că... Nu, mi s-a lipit de pământ. Bă, dar mai lung cu ăsta că mă simt așa de strântă. Ajungi la finish! Pe bune. Da? Sper să nu iau DNF măcar. Că n-am trecut ele nefici, m-am oprit să faci tubul ăsta, frate, mă enervează. N-am spațiu. Da, păi uite și vezi, dacă te atingi de ceva, te lipești după aia, așa e rău. Cum am pățit eu. Vă aștept la finish. Să nu lăs DNF. Aaaa! E prea sus! Frate, se duce ca un magnet, ești nebun? Da, știu, am pățit și eu, la din aur. Sus! Adun elicopter! LOL? A făcut boom! What the fuck a fost asta? Ce-a fost asta? Nu știu, dar eu... Ai aterizat greșit cu vehiculul, cred, și ai bubuit din prima. Dar nu trebuia să aterizezi cu nimic, gen, era... te transforma într-o mașină acolo. Da, dar s-a schimbat în mașină și cred că a lovit cu spatele. Trebuie să mă uit să văd ce s-a întâmplat, chiar sunt curios. Cască, cred că avem și așa zis, a locul 2! Dar... jocul a zis că nu. Bun, asta a fost episodul nostru de azi, sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut și mai vreți episoade de GTA Online, nu uitați să apăsați butonul de like și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa! Hello.